Pentru un moment de suflet care vă va încânta, vreau să invit în platou pe cei trei crai de la Răsărit, niște oameni senzaționali din folcul românesc. Vasile Șeicaru, Victor Socaciu și Ducu Berții! Nu pot să zbor, nu pot să mor. Să trăiți, bine ați venit, domnule! Rog, să luați un loc, altă, cum să zicem, ținută! Trăiască Ducu! Ducu Berții, omul care a cântat la hitul Nemuritor, într-o joi. Exact. Floare de colți. Floare de colți. Floare de colți. Dacă este joi, e hitul Nemuritor și acești doi prieteni ai tăi o să ne cânte astăzi un hit Nemuritor. Îi lăsăm pe ei, îi punem la treabă. Păi tu ai cântat data trecută, acum îi lăsăm pe ei, nu? Exact. I-ai adus aici. Haideți aici mai aproape pe canapea. Vă rog mult de tot, nu ne-am văzut de ceva vreme cu Vasile Șeicaru, cred că ne-am văzut ultima dată, acum vreo... cu Victor Socaciu cred că nu ne-am mai văzut decât de 10 ani. De 10 ani, da, nu ne-am mai văzut la emisiune. E ca în povestea aia, ce ai făcut în ultimii 10 ani. Da. Exact, de 10 ani nu ne-am mai văzut. Exact. De 10 ani, mă bucur că sunteți astăzi la emisiune și o să și cântăm pentru cei de acasă, pentru că între voi trei o prietenie de cât timp? 40 de ani. 40 de ani? 79, 78, da. Dar cum a început toată prietenia asta și colaborarea? Cred că, cel puțin așa știu eu, în interiorul cenacului Flacăra. Da. Ducu venise cu Songu, era unul din bașii Songului, așa, lui Lucian, da. Dumnezeu să-l odihnească. Bine, Vasile a venit prin 78 mai devreme, din câte știu eu. Deci și... acum 41 de ani. 41 dar... de ani venisem de la Cristal, cântam la Costinești, știi foarte bine, da. Cu Puiu Crețu, cu băieții de acolo și... A trecut caravana pe Unescu și am avut de ales după ce am cântat primul cântec acolo. Mergi cu cenaclu sau rămâi? Da, vii cu cenaclu sau rămâi țârcovnic de educație fizică. Și ai mers cu cenaclu. Și acolo în cenaclu v-ați cunoscut, nu? Da, exact. Și s-a legat prietenia asta. Sigur, sigur că da. Și de atunci sunteți prieteni și în viața de zi cu zi, nu numai pe scenă și la eveniment. Tot timpul. Dar care e motorul, cel care trage prietenia mai tare? Știi că trebuie să fie unul care să sune mai des, să zică, haideți la bere, hai să facem asta. Nu, nu, stai puțin că... Muzica e motorul, cred. Muzica. Acum este primul proiect comun. Da. Noi am mai cântat împreună la diferite evenimente, mai ales concerte de scenă. Noi cântăm pe scenă, nu cântăm mai puțin în cârciumi, în... cluburi, baruri. La festivaluri de folk. Festivaluri. Și sunt foarte multe, slavă Domnului. Sunt multe festivaluri de folk. Iar acum faceți turneul ăsta, folk de colecție, nu? Da, 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 da. Unde tot, după câte am înțeles, noi avem și câte două pe zi, că e sold out peste tot. E vândut, ceea ce e un semn bun. E o performanță. Și în același timp e un semn bun pentru că oamenii vă iubesc și așteaptă muzica asta să vină să vă vadă acolo, să cânte cu voi. Da, uite, săptămâna asta care începe chiar mâine... O luăm înspre Moldova, o să avem... Luna care începe mâine. Luna. Se termină săptămâna și începe luna. Mă gândeam acum, când e emisiunea mea. Da, da. Avem la Iași două concerte, la Ateneu din Iași, după aceea două concerte la Botoșani, unul la Suceava, unul la Pașcani, Brașov 1, Slobozia 1. Superb, superb. Și mergeți doar în formula asta de 3 sau mai sunt și alți invitați? În formula de 3, asta de 3, da. E practic un turneu național, începe în Moldova, dar... va continua luna următoare în vestul țării, începe cu Deva, Timișoara, Arad, Oradea, Caransebeș, Lugoș. Cât timp e turneul ăsta așa pus din nou pe piață? Nu, e primul turneu acum. Deci am mai avut concerte. Am avut două în ianuarie la Constanța și Mangalia. Da, ăsta e primul turneu în formula asta de 3, nu? Da, da, un turneu după așa, exact, da, da. Super, mă bucur că astăzi o să și cântăm și ne bucurăm de treaba asta. Cine ne cântă prima dată? Socaciu sau Șeicaru? Vi s-a întâmplat vreodată să vă confunde lumea? Bineînțeles, să spun eu. Da. Spun eu. De cele mai multe ori. Însă de la Grecia, domnul Socaciu, ce bine. Da, 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 da. Da. Eu nu cântați mă supăr. Cântați ce am zicea cu Hrușcă, nu te-a confundat nimeni? Nu, îmi spuneau, și Hrușcă și lui spuneau. În orice caz, ne cam confundă lumea, dar niciodată nu mi s-a spus Valvigelie sau Guță. Sau, adică mă confundă tot cu colegi de-ai mei. Da, da. Dar puteau, mă gândesc că puteau să spună Axl Rose de la Guns N' Roses. Uite, Bentița, tot, nu? Da, da. Sau Jack Sorrow. Vezi? Adică puteau să existe tot felul de asemănări. Sau Willie Nelson.
Și așa, și așa. Cine ne cântă? Încep eu, hai că... Vă rog frumos, vă rog frumos. Cântă Oameni Buni, după 10 ani din nou la emisiunea noastră, celebrul Vasile Șeiharu. Bine, atunci cântă Victor Socaciu, da? Da, da, bine, da. Bine, da, lăsăm da. Victor Socaciu. Am încercat așa, să mai facem și noi. Da, stai să luăm și stativul. Cântăm aici, la microfon, avem tot ce ne trebuie. Dar nu mai știu nimic ce s-a mai întâmplat în ultima perioadă cu viața dumneavoastră. Nu numai viața artistică. Că parcă vă și okay. mutaseți, vă și, nu? Nu, de mutat nu. Am fost plecat câțiva ani doar. Da? Unde? Într-o misiune în Canada. Asta știam că citisem și văzusem că Vasile, Victor Socaciu s-a mutat în Canada, s-a mutase din țară. A fost doar pentru o perioadă? Pentru o perioadă, da, ți-am spus, cu o misiune, da, diplomatică, da? Atât. Da. Cât a durat? 3 ani. Da. 3 ani. Și cum e viața în Canada? Ok, e frumos, e foarte frumos. Și mulți români, că asta a fost lucrul cel mai plăcut, să spun așa, o comunitate, o Românie mică, să spun așa, chiar în Montreal. O Românie superbă, pentru că ei toți acolo trăiesc mult mai intens decât noi românii de acasă. Da. Sentimentul ăsta patriotic, național, pentru ei este mult mai puternic, cum spuneam. Ai susținut și concerte acolo sau doar misiunea asta? Numai la plecare, atât. Doar la plecare. Da. Unul și bun. Unul și bun și caritabil. Unul și bun și caritabil. Oameni buni, ne cântă astăzi Victor Socaciu și imediat se pregătește și Vasile Șeicaru, așa că rămâneți cu noi. Avem o joi de colecție cu muzică bună și cu invitați senzaționali. Râdeți, 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 cu pământ, cu tot, până când vă mai suportă ultimul Charlotte. Nu de el când râdeți, râdeți, râdeți voi de voi, că sunteți grăbiți și cinici și inculți și goi. Charlie Chaplin, calcandorii, cu pantofi strâmbați, pohotiți, dar n-aveți știre voi ce strâmb călcați. Face el cum face rața și e caragios, dar ce cărduri mari de rațe trec în sus și în jos. O, Charlie Chaplin, înger vagabond, ai bătrâne vino de sub orizont. O, Charlie Chaplin, ohor interzis, redeschide teatrul ce l-a închis. Nu mai sunt deloc parale casierii triști, astăzi dau autografe, nu bani la artiști. S-au născut prea mulți pragmatici, muzică nu pot. Hai, pământ, remintește-ți că ai fost Charlot, un șofer cu leafă mică și cu mult umor. Mitare adus în minte ca pe un luptător, că ai fost al celor simpli și al lor rămâi. Peste toată lumea veche, popotul din tâi. O, Charlie Chaplin, înger vagabond, ai rămâne vino de orizont. O, Charlie Chaplin, o pot interzis, redeschide teatrul ce ni l-a închis. Lăutarii împrută bani pentru sacâs, cifra noastră de afaceri, pohotul de râs. Facem bancă mondială și băgăm în ea râsul sărăcimii triste ca dobânzi să dea. Nu există omenie unde nu ești tu, că tu ești curajul nostru de a spune nu. Învârtește-te prin cosmos, spune ce e de spus, între atâtea stele moarte, tu planeta râs. O, Charlie Chaplin, înger vagabond, ai bătrâne vino de sub orizont. O, Charlie Chaplin, o pot interzis, redeschide teatrul ce ni l-au închis. O, Charlie Chaplin, înger vagabond, ai bătrâne vino de sub orizont. O, Charlie Chaplin, o pot interzis.
interzis, redeschide teatrul ce ni l-au închis. O, Charlie Chaplin, înger vagabond, ai bătere vino de sub orizont. O, Charlie Chaplin, o, interzis, redeschide teatrul ce ni l-au închis. Am primit foarte multe mesaje pentru voi și vreau să vă citesc și un SMS, de exemplu, sunt foarte multe mesaje pe Facebook, dar cineva a zis în felul următor: îi iubesc pe toți, superb, superb, superb. E o prietenă de-a voastră, Mirabela Dauer. Se uită la emisiune, Mirabela, te pupăm tare de tot. Te pupăm, Mirabela. Mirabela, te pupăm și îți mulțumim mult de tot. Vă salută pe toți. Și noi o pupăm. Mulțumim. Prieteni, știi cum e, nu? Așa sunt cu ochii este. Pe voi. Ducu Berții a venit acum vreo două săptămâni și ne-a cântat Floare de colț, da? Da. Iar acum îi lasă pe cei doi prieteni și ne cântă, vă rog frumos, aplauze pentru domnul Vasile și Icaru, pentru care o piesă. Ce piesă? Viața e viață, banul e ban, o piesă din... Viața e viață, banul e ban. De pe și timp albumul, cât mai avem. De, cu același nume, da. Apărut în 2000. Perfect. Oamenii politici au plecat. Nu-și mai aduc aminte de ei, românii. Însă cântecele rămân. Cântecele întotdeauna rămân. Asta și asta îmi spuneai ceva mai devreme, că muzica folk întotdeauna s-a remarcat prin mesaje. Așa nu? Este. Prin text. Așa este. Partea de cuvânt. Partea de cuvânt care a fost foarte puternic. Haideți să ne cânte Vasile și Icaru, oameni buni. Și nu uitați că cei trei se pregătesc de un turneu național. Încep în Moldova de mâine, iar apoi o să continue în aprilie în partea de vest a țării, da? Da. Foarte frumos. Să aveți multă baftă, mult succes și mă bucur tare că ne-am văzut. Redactor de ziar, am mai rupt o zi din calendar. În ziare un răspuns, chiar de nu ești prea deștept sau cult de ajuns. Viața-i viață, banu-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Viața-i viață, banu-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Domnule deputat și om de drept, te băteai mai ieri cu pumn în piept. Foamea-i foame, traiul greu, ai mizat și ai contat pe votul meu. Viața-i viață, banu-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Viața-i viață, banu-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Domnule ministru de resort, nu e lumea un teren de sport. Meciui mecii, miza grea, oare când va mai veni și ziua mea? Viața-i viață, banu-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Viața-i viață, banu-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Domnule președinte, șef de stat, nu e prea ușor de îndurat. Soare plâng la asfințit, dacă tot trăim pe muchie de cuțit. Viața-i viață, banu-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Viața-i viață, banu-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Între om sărac și om bogat, între subiect și predicat, nu poți semnul să îl pui, cum nu poți spre vale dealul să îl sui. Viața-i viață, banu-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Viața-i viață, banu-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Viața-i viață, banu-i ban, om bogat sau simplu cetățean.
viața-i viață, banul-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Viața-i viață, banul-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Viața-i viață, banul-i ban, om bogat sau simplu cetățean. Mulțumim mult de tot, mulțumim mult de tot. Să aveți baftă în turneu. Îmi spunea ceva mai devreme Victor Socaciu că a uitat să-i anunțe și pe cei din Tulcea și Buzău că tot pe la jumătatea lui martie o să fie acolo, nu? Exact. Să aveți multă baftă. Mulțumim mult de tot, mulțumim mult, vă așteptăm și cu mare drag. Și noi continuăm emisiunea.